10 zile, așa, cam așa. Dar promisiunile lor, văd că sunt foarte fățarnice, fiindcă ei pot spune că se facă, că va fac peste 10 zile, va fi peste jumătate de an. Chestia care, că de fapt nu ai cu cine discuta. Cei care stau prin cabinete la condiționer, ei se deosebesc radical prin viziune și prin înțelegere de cei care stau și se prăjesc la soare vara și cei care îngheață iarna. Asta pe noi ne convinge că noi nu avem cu cine discuta. Asta pe noi ne convinge faptul că Ministerul este împânzit de cadre retrograde și că nu accepta. Tot așa cum și legea cu privire la întreprindere mici și mijlocii nu a fost făcută în baza principiilor Small Business for Europe, alias zis să gândiți întâi la scara mică, iar cei care sunt de microafaceri și micro-întreprinderi, ei nu pot să aibă nicio speranță. Ce o să fie mâine? Nimeni nu știe. Oamenii sunt înrăiți din cauza că nu li se spune niciun răspuns concret. Noi am scris încă cu o lună și ceva în urmă. Am adus o petiție domnului prim-ministru cu 300 și ceva de foi, cu mii de semnături. N-am răspuns, n-aveam un răspuns nici azi, un răspuns concret. Vor fi acești oameni ajutați, li se vor acorda lor libertăți economice? Nu se știe. Această stare de suspans, dacă putem să spunem în sensul negativ, nu poate dura mult. Și de aceea și lumea ies în piață, ies în proteste și noi îi voi susține pe cei care luptă pentru drepturile lor economice. Noi avem nevoie de reforme, noi avem nevoie de libertăți economice.